Sunt gata. Ok. Cu cine avem onoarea? Numele meu este Marius Brânza. Probabil că mulți din cei care sunt vadă probabil nu mă cunosc. Răspund la ora actuală, sunt director de marketing și vânzări la o companie care răspunde de reciclarea peste 70% din ambalajul produselor comercializate pe piața din România. Dar funcția și poziția mea n-au absolut nicio relevanță, ci faptul că fac cu mare plăcere și pasiune tot ceea ce fac. Pentru a vorbi despre viața mea, în primul rând ar trebui să încep cu o mulțumire pentru părinții mei. Și cred că fiecare dintre noi este recunoscător, familiei din care provine, pentru tot ceea ce este astăzi. Sunt recunoscător părinților mei pentru, spunem, pentru o copilărie fericită, sau dacă se poate afirma o copilărie foarte fericită. Mama mea și tatăl meu au muncit enorm să crească 5 copii și să ne dăruiască într-o vreme comunistă, cu foarte multe lipsuri, să ne dăruiască tot ceea ce aveam noi nevoie. Eu însumi cred că sunt undeva o jumătate și jumătate tata și jumătate mama. De la mama am luat voința, determinarea și ideea de a duce lucrurile la bun sfârșit. De la tata am luat creația, cunoașterea, talentul și inclinația spre frumos. Sunt exact la jumătatea dintre cei doi. Viața mea a avut etape. Fiecare etapă a fost o evoluție superioară față de perioada anterioară și fiecare etapă este însoțită de o lecție pe care am învățat-o. Și cred că lucrul acesta e valabil pentru fiecare dintre noi, universal pentru fiecare dintre noi. Și cred că lucrurile merg pozitiv pentru fiecare dintre noi în viață, în funcție de cum înțelegem sau cât de dispuși suntem la introspecție. Din copilărie, primul lucru pe care l-am făcut în copilărie, am luat contactul cu spiritul meu, cu bucuria de a trăi, pe care am descoperit-o într-un oraș de provincie la Predeal, într-un cartier frumos, cu 30 de copii, aproape aceeași vârstă, cu mama care ne-a lăsat sau ne-a îndrumat și tata către cunoaștere, școală, către sport, foarte mult sport, și către bucuria de a călători. Am bătut toți munții, am făcut foarte mult sport, sunt interminabilele orele de fotbal, de tenis, zilele deschise sau săniuși în care pur și simplu ajungeam acasă despachetați, eram despachetați pentru că hainele înghețau pe noi, deci eram absolut superb, dar acolo mi s-a dezvoltat spiritul, bucuria de a mă trezi dimineața fericit. În acea perioadă, cred că aveam undeva 7-8 ani de zile, am asistat la un lucru care, la vremea respectivă, m-am dat seama că are o importanță extraordinar de mare pentru mine. Tata asculta Radio România Liberă, sau parcă Radio Europa Liberă se numea, la vremea respectivă, și într-o pauză cânta Carmina Burana și tata rămăsese pe gânduri și mi-a spus atunci că ființa umană, în esența ei, are 4 puncte cardinale. Și eu l-am întrebat care, curios fiind, și mi-a spus că un om trebuie să fie liber, să fie înțelept, să iubească muzica și să aibă simțul umorului. Este un tot unitar omul când are aceste 4 puncte cardinale. Habar n-aveam ce avea să însemne acest lucru, dar mi s-a părut că cineva mi-a dezvăluit un secret extraordinar de mare și l-am ținut cu mine de-a lungul vieții. Aceste spuse ale tatălui meu m-au influențat foarte mult. În clasa a 5-a aveam să descoper creația în sine. La vremea respectivă se făceau compuneri, se notau la limba română compunerile și constatam forța cuvintelor aliniate unul lângă celălalt. Și omul care le creează, eram fascinat de liniile făcute de stilou albastre care creau cuvintele. Eu cred că și astăzi, dacă ar trebui să scriem ceea ce facem urât, înjurăm, jignim, rănim colegii, jumătate din lucrurile astea nu le-am face. Nu le-am face pentru că am fi atât de conștienți de cât de rău putem provoca și ne-am abține să ne mai spunem așa cum ne spunem pe gură, cu o ușurință, fără margini. Atunci aveam să descoper primul lucru, prima oară, cunoașterea, creația în sine. Cred foarte mult că ceea ce realizează omul în viață
nu ar trebui să fie construit pe competiții, ci pe creație. Pentru că tot ceea ce se obține dintr-o competiție trece într-o mână, într-o mână în alta. Ceea ce este creație, este al tău, este unic și nu-l va mai face nimeni niciodată. Nu există un al doilea Einstein, nu există o a doua Marie Curie. Deci sunt lucruri care rămân o eternitate și te vor reprezenta pe tine. Am crescut înconjurat de cărți, sport. Am ajuns în clasa a 11-a, trebuia să mă hotărăsc, așa erau vremurile, trebuia să mă hotărăsc încotro merg. Și am avut o discuție cu tata și i-am spus că aș vrea să fac umanism. Tata a avut o influență din punctul ăsta de vedere asupra mea. Și tata mi-a spus, nu o să faci bani cu umanism. Du-te și fă învățământ economic. Vei putea avea bani, iar întotdeauna vei avea un refugiu. Umanismul, arta, pictura, muzica. Și atunci am realizat tata avea dreptate. Puteam să găsesc o echilibru perfect între a-mi cultiva inclinația spre artă și a munci în a asigura partea materială. Pentru că nu poți să realizezi în viață lucruri frumoase dacă nu există și o stabilitate materială. Chiar dacă nu ne place acest lucru, el este real și demonstrat de toată lumea. Și după această discuție cu tata, am pus mâna pe o carte. Întâmplarea a făcut, dar eu zic că toate au un sens în viață, un desfășurător. O carte pe care nimeni, probabil nu multă lume a citit această carte. Se numește Mevol, zborurile mele. Este vorba de pilotul Jean Mermoz, un pilot faimos al Franței, care a setat liniile aeriene poștale Paris-Buenos Aires. Când am citit această carte, am fost fascinat de viața acestui om, de câte țări a văzut cu avionul lui, hotelurile, dunele de nisip și aterizările lui, forțate. Am fost fascinat ce viață a avut acest om de a putut să vadă atât de multe lucruri. Gândiți-vă, eram într-o țară comunistă în care nu puteai să pleci în Germania, nu Buenos Aires. Deci nu puteai să pleci, erau restricții de toate felurile. Însă în imaginația mea nu aveam limite. În mintea mea deja mă visam la Paris, la Roma, la Buenos Aires, la Rio. Deci deja în mintea mea lucrurile acolo mergeau. În imaginația mea. N-aveam limite. A urmat facultatea, examenul pentru facultate. M-am pregătit, trebuia să faci meditații, făceam meditațiile la București și am avut profesor meditator și asta aș vrea să spun, șansa mea în viață, am fost înconjurat de oameni cu mult mai deștepți decât mine. Foarte deștepți. Și nu numai că erau niște oameni deștepți sau că sunt niște oameni deștepți, au avut bunăvoința de a împărtăși cu mine experiențele lor de viață, ajutându-mă să înțeleg mult mai repede cam în ce constă această călătorie a omului prin viața aceasta pe care o are. Și am avut un profesor meditator la matematică, un reputat profesor în cadrul ASEU-ului, Radu Ion, profesor de informatică, cred că este șef catedrei de informatică la ora actuală, care mă întreba, Marius, ce faci tu pe tren în fiecare săptămână între București și Predal când vii la meditații? Și îți spuneam, domn profesor, mai îmi repet. Și el a spus, eronat. Există un timp pentru tot și pentru toate, chiar dacă te pregătești pentru facultate. Un timp pentru sport, un timp pentru studiu, un timp pentru meditații, un timp pentru călătorie și un timp pentru interacțiunea cu oamenii. Și am spus, și ce îmi recomandați? Și a spus, încearcă să intri în contact cu oamenii din compartimentul respectiv. Vei fi surprins de ceea ce vei constata. A fost pentru prima oară când am intrat în contact cu aparență versus realitate. Constatam că maestrul de lângă era mai deștept decât colonelul din stânga, că există două tipuri de a gândi. Omului simplu de la țară, un mod de gândire mult mai simplu, care obține același rezultat și a cetățeanului de la oraș cu un alt nivel de educație care devine extrem de complex. Atunci constatam prima oară modul de abordare a lucrurilor. Mi s-a părut absolut interesant. Îi sunt pentru asta recunoscător domnului profesor toată viața. A urmat examenul, l-am picat cu brio.
l-a picat cu brio din cauza examenului tocmai la matematică, descopeream pentru prima oară rezultatul final la suprafața unui triunghi ABC, am dat-o minus 0,5. Eram un gen deja, deci un triunghi cu suprafață negativă, cu parantezele derivare, dezastru. Dezastru total. Mama supărată, tata a reacționat mai indulgent. Eu însă, în interiorul meu, conștientizam supărarea mamei mele, care a cheltuit o avere să am această pregătire. Mi-am dat seama că parcă totuși nu e atât de grav că am căzut la facultate. Și realizez și după ani că oamenii în momentele T0, în care li se întâmplă ceva grav, nu-și dau seama că de fapt nu s-a întâmplat nimic grav. Se schimbă doar un drum. Și că dacă tu cu adevărat vrei să ajungi într-o anumită poziție, vei ajunge. Este doar o chestiune de timp. Nici fatalism, nici nimic nu este grav, ci pur și simplu se schimbă un drum. Este ca la schemele logice, în programele de calculator, da sau ba. Eu schimbam un drum. Nu aveam să merg în 1988 la facultate, aveam să merg peste ani la facultate, pentru că eu aveam un alt drum de făcut. Drumul acesta a fost lecția pe care mama ajunsese între timp șefă de alimentară pe vremea comuniștilor, însemna ceva. A apelat la relațiile ei și deși terminase liceul printre primii, pentru că trebuia să învăț bine, aveam 5 frați, 4 frați în spate, eram 5 cu toți, mama îmi spunea, trebuie să fii un model pentru frații tăi. Eram abonat la Urzica, almanahul Luceafărul și premiul 1 și 2. Deci astea erau abonamentele mele copilăriei mele. Și deși terminasem printre primii liceul, în loc să iau poziție de tehnician silvic, mama, prin relațiile pe care le avea și sistemul de relații funcționează și astăzi în toată lumea, a spus, aș vrea o perioadă să lucreze în pădure, muncitor, forestier. Și m-a trimis în pădure. Când m-au primit cei de acolo, eram un țâr de om. Și a zis, ce să facem? Nu poate să care o drujbă. Ce să facem? M-au luat, în sfârșit, m-au luat acolo. Glumă permanentă, cred că eram subiectul lor de distracție în fiecare zi. Ajunge ăsta la căruță, la remorcă, la tractor. Hai că ajunge. Apăream în fiecare zi. Toate lucrurile astea au luat sfârșit în momentul în care mi-am câștigat respectul celor din jur. Respectul nu se cere niciodată și nu se câștigă prin poziție sau prin funcție. Respectul îl dobândești prin ceea ce ești tu ca om, în momentul în care nu te compromiți, pentru că tu ești singura valoare pe care o ai, ești tu însuți, nu ai nicio altă bogăție, ești tu ca om și asta nu trebuie să compromiți niciodată. Se întâmpla în jumătatea lui decembrie 1988. Ei stăteau în cauză lină, beau palincă și râdeau și mi-au spus, stai și tu copacul ăla, bradul ăla de acolo. Glumind. Am luat drujba. Am trecut, copacul se afla la vreo 300 de metri, ceea ce trebuia menționat că zăpada era de un metru. Și a trebuit să urc tot păvârnișul și m-am apucat să tai copacul. Ei au mâncat, s-au odihnit și eu tot tăiam cu drujba la el. Până într-un final am strigat, cade. A căzut, l-am tăiat. Eu, în sân de om, am coborât, ei erau toți în picioare, nimeni nu scotea un cuvânt, din două motive. Unu, nu se așteptau că eu voi tăia ditar mai bradul singur și doi, bradul nu era marcat. Am tăiat un brad ilegal, deci nu era marcat. Deci astea erau două lucruri extraordinare. Cert este că șeful de ocol s-a dus și probabil a vorbit cu mama și mama m-a înștiințat că s-a terminat aventura cu munca la pădure și că voi merge în armată. Am plecat în armată și mi-am dorit în permanență. Toată viața mea a fost însoțită de dorința de a cunoaște, de a înțelege, de a vedea, de a cunoaște. Și am plecat în armată și am spus, eu nu pot să fac o armată ca oricare om, eu vreau să mai fac și alte lucruri. Și mama m-a întrebat ce ai vrea să faci. Zic, nu știu, mi-ar plăcea să lucrez cu oameni. Și azi, în armată, ca să lucrez cu oameni, poți să faci, să fii infirmier, dar trebuie să faci o școală de sanitar. Și am spus, vreau să mă duc. Și a spus, bine, du-te la școala de sanitar. Și am plecat și am făcut școala de sanitar la Spitalul Militar de la Focșani. Am terminat, am studiat, am făcut foarte multă treabă.
am câștigat un bun prieten atunci în armată, un mare camarad care peste ani de zile mi-a demonstrat ce înseamnă camaraderia și prietenia adevărată. El este mai faimos decât mine, este mare cântăreț Mihai Mărgineanu. Și ne-am trezit amândoi în plină revoluție, cu arma în mână, trăgând la depozitul de armament de la Chitila, pe 21 am fost debarcați acolo și am trecut 4 zile de război, cu muniție de război, cu tot ceea ce înseamnă și cu tot ceea ce înseamnă războiul. Din această lecție am învățat ce înseamnă camaraderia între bărbați și respectul și ajutorul și protecția celui de lângă tine. Acolo am descoperit pentru prima oară că putem gândi nu doar prin perspectiva individului, ci și a colectivității. Nu trebuie să-mi pese doar de mine, trebuie să-mi pese și de cei din jurul meu. S-a terminat armata, m-am întors la predal, tatăl meu m-a întrebat ce aș vrea să fac. În mintea mea rămăsese Jean Mermoz cu hotelurile lui, cu avioanele lui și am spus, tatăl, mi-aș dori să lucrez cu tine. Tatăl lucra la cel mai mare hotel din predal. Și tatăl a spus, bine, vei lucra cu mine, vei lucra în recepția hotelului. I-am zis, perfect, eram deja pregătit. M-am dus în prima zi de muncă, șocul a fost total. Mi s-a spus că să poți să intri acolo în costum la recepție, trebuie să o iei de jos. Și ce trebuie să faci? Să cari bagaje, să speli mașini, să faci comisioane pentru toți turiștii hotelului. Și am luat-o de jos. Am ajuns într-un final, după ani de zile, în recepție, învățând toate operațiunile unui hotel, cap-coadă. Știam tot ce mișca, de la când se schimba apa în piscină până la cum se completează un pașaport, unde se dă cartea de imobil. La vremea respectivă funcționa acel sistem. Învățasem tot despre hotel plecând de jos și ajungând în vârf. Numai că într-o seară, aveam 21 de ani, în 1991, îmi sărbam ziua de naștere cu prieteni de-ai mei. Unul din numiți astăzi moguli în lumea afacerilor și în mass media m-a chemat pe colțul barului, mi-a pus un pahar de whisky, am băut amândoi un pahar de whisky și mi-a spus doar atât. Te văd de un an și ceva în acest hotel și îți mai dau un an ca să pleci de aici, dacă nu o să te concediez. Și am întrebat de ce. Și el a spus, pentru că meriți mai mult. Cu mult mai mult. Și el a spus, dar unde să plec? Lumea asta este atât de mare, sunt singur. Lumea asta nu este atât de mare. Meriți mai mult. Știți care a fost partea cea mai bună în povestea asta? Că l-am crezut. L-am crezut și am plecat. După un an de zile aveam să vin la București. Am ajuns pe 2 octombrie 1992. Aveam o groază de amici. În recepție, făceam rezervări, la vremea respectivă era foarte greu să obții o cameră în hotel bun, erau anumite timpuri. Și am ajuns în gară sunând pe acești prieteni. Aveam să constat că nici măcar amici nu erau, erau doar interesele. Aveam să constat în gara aceea, în dimineața aceea, tot formând numere de telefoane, aveam să constat diferența între aparență și realitatea în ceea ce îi privește pe oameni. Nici nu m-a ajutat, n-aveam unde să stau. Ăsta era adevărul. Și mi-am rămas bani de două telefoane. Și mi-am adus aminte că am avut un camarad de arme și l-am sunat pe el. Și el mi-a spus, unde ești? I-am spus, în gara de nord. Ce cauți aici? Nu-ți plăcea la predal? Zic, vreau să vin la facultate. Am intrat la facultate și vreau spre fericirea teribilă a tatălui meu. Cred că a fost unul dintre cele mai fericite momente din viața tatălui meu, intrarea mea la facultate. Și nașterea nepotului meu. Și m-a întrebat Mihai, dar nu ți era bine acolo? Zic, Mihai, am intrat la facultate, simt eu că e drumul meu aici. Și a zis, nu te mișca, vin să te iau. A venit cu o amărâtă de Dacie neagră, mi-aduc aminte. A zis, suie de doctore, așa îmi spune el. Am suit în mașină și atâta mi-a zis, casa mea e și casa ta. Mâncăm pâine și cartofi, asta o să mănânci, pâine și cartofi. Avem friptură la masă, o să mănânci friptură. Asta înseamnă cu adevărat camaraderia și prietenia între doi oameni. Ne vedem rar, dar avem aceeași sentimente de prietenie unul față de celălalt. A început facultatea. Cred că
A fost o încercare de voință, din punctul meu de vedere, de determinare. Nu aveam bani, nu mai aveam bani, trebuia să merg din Pantelimon până în centrul orașului pe jos, că nu aveam bani de autobuz, ca să pot să mă duc la facultate. Până când într-o zi, un coleg de facultate, mai șmecheraș așa, mi-a zis, tu ar trebui să lucrezi. Zic, da, dar trebuie să lucrez noaptea. Ce aș putea să fac? Paznic, ce aș putea să fac eu? Și el a zis, uite, s-au deschis cazinouri. Mi-a zis, cazinouri, hotel foarte interesant. Mă duc și eu. Tu nu prea ai șansă. Și am spus, de când îmi spune mie cineva cine sunt, nu lăsați pe nimeni niciodată să vă spună cine sunteți. Uitați-vă în sufletul vostru, voi veți ști mai bine decât oricine cine sunteți voi. Și am zis, eu mă duc, o să reușesc. A venit interviu, el nu a luat interviu pentru această școală, a urmat și rândul meu. Evident, stilul nostru, toți cei care erau așa în costume, de fapt nici nu aveau nicio poziție în cadrul companiei respective, cel care era foarte degajat și foarte lejer și tăcea din gură. Era chiar directorul general și îmi spune, ai o cravată asemănătoare cu a mea. Neavând experiența interviurilor, am răspuns cu o glumă. Sigur, tocmai ți-a fost prădată casa, asta e cravata ta. L-a bufnit râsul, s-a ridicat și a zis, mâine vreau să vii să lucrez pentru noi. Am început școala de crupieri. Am fost cel mai slab crupier existent ever în primele două luni. Cel mai slab. Toată lumea îmi spunea elefantul. Elefantul din magazinul de antichități. Pentru că nu puteam să țin niște jetoane în mână, totul scăpa, era praf și pulbere. Numai că după un an jumate de muncă, de practică, de exercițiu, am ajuns director adjunct de casino. După un an și jumătate. La vârsta de 25 de ani, deja preluam primul meu casino. Era 5 în toată țara, pe unul conduceam eu, era la Iași. Au fost 4 ani în viața mea fantastici. Toată lumea mă deplângea situația mea, eu eram foarte fericit. De ce erau îngrijoroși cei din jurul meu? Lucram 17 ore pe zi, dar în fiecare dimineață eram fericit. Pentru că făceam exact ceea ce îmi plăcea. 8 ore, 9 ore petreceam în casino noaptea și alte 8 ore la facultate. Munceam foarte mult. Aveam, când am fost detașat la Constanța, la Iași, veneam cu rapidul dimineața când se închidea cazinou, veneam la facultate, la București. Terminam la facultate la 2, luam rapidul, mă întorceam înapoi la Iași. Eram pur și simplu musafir într-un hotel. Deci am musafir în camera mea de hotel, stăteam la hotel 3 ani. Deci veneam camera de hotel doar în vacanțele de la facultate și în weekenduri. În rest, dormeam pe trenul. Dar dacă mă întrebați dacă am fost fericit, am fost. Dacă mă întrebați dacă am fost obosit, nu, n-am fost niciodată obosit. Pentru că întotdeauna am găsit resursele, pentru că am făcut cu pasiune tot ceea ce mi-a plăcut. În această perioadă am realizat că în momentul oricât de talentat ai fi și oricât de înzestrat ai fi, fără muncă și fără exercițiu, nu poți să ajungi în vârf. Deci întotdeauna trebuie să existe și voința de a munci, oricât ai fi de talentat. S-a terminat facultatea, trebuia să-mi aleg un drum în viață, făcuse management marketing și datorită faptului că am fost instructor de ski pentru un tip care lucra la Comunitatea Europeană în departamentul administrativ, avea o funcție foarte mare, m-a chemat la Bruxelles să lucrez în comunicare. Am fost la Bruxelles, însă la Bruxelles am stat foarte puțin, jumătate de an, datorită faptului că nici jumătate de an nu a fost, datorită faptului că nu am putut lucra mai mult de 2 luni acolo, pentru că actele mele nu corespundeau cerințelor Uniunii Europene. La vremea respectivă se construiau
birourile pe care le vedem astăzi, sediile Comunității Europene. M-am întors în țară și a urmat un șir de, element, de evenimente extrem de negative pentru mine. Mi-am pierdut casa în care locuiam, accident grav la schi, dislocare de rotulă și peste toate, peste tot și toate, moare idolul vieții mele, copilăriei mele, tatăl meu într-un accident de mașină. Atunci s-a produs un dezechilibru fenomenal în interiorul meu, un dezechilibru între... S-a prăbușit balanța rațiune-emoție și asta a avut consecințe foarte grave, pentru că timp de 3 ani de zile nu am știut încotro merg, nu am avut o țintă și cred că cel mai important în viața unui om, omul trebuie să aibă o țintă, o direcție, trebuie să aibă un scop. În momentul în care el nu are scop, el nu poate avansa pentru că nu știe încotro se îndreaptă, nu are o destinație precisă. Cert este că după vreo 2 ani de zile mi-am revenit și am spus, bun, ce mi-ar plăcea să fac? Mi-am spus, mi-ar plăcea să călătoresc. Căutam răspunsuri la cele 4 puncte cardinale ale tatălui meu. Tot căutam aceste răspunsuri. Și citindu-l pe Emerson, fiind eu însumi un adept al religiilor monoteiste și băgându-mi de carte Emerson, am spus, hai să căutăm acele răspunsuri. Unde le putem obține? Dintr-o călătorie, care este un schimb, călătoria în sine este un schimb de informații fabulos, este ca o universitate, ca o citadelă în care ți se, intri în contact cu foarte multe informații și te dezvolți pe fiecare zi ce trece. Am apelat vreo 2 ani de zile la o agenție de recrutare din Brașov, stilul românesc, lucrurile neduse la capăt, până într-o zi în care am citit ceva scris într-o carte, cei care nu-și vor schimba modul de gândire, nu vor schimba nimic niciodată, George Bernard Shaw. Și i-am spus, ce aș putea eu să mai schimb? Am încercat de atâtea ori, mă duc la Brașov, îi tot întreb la fiecare lună ce au făcut, dăpsesem CV-ul. Și am zis, dar dacă n-apelez la Brașov? Și mi-am depus CV-ul la New York. Peste 10 zile, eram într-un avion de la Zurich spre Miami, dar pentru că am schimbat modul de abordare. Așa a început o călătorie de 4 ani în jurul lumii. Am văzut peste 80 de țări ale lumii din 4 continente, 36 de insule, una mai exotică ca cealaltă, Hawaii, Caraibe, Alaska. Deci am călătorit atât de mult, am intrat în contact cu sute de mii de persoane, am lucrat cu oameni din 53 de nații diferite și ceea ce a fost cel mai important în această etapă din viața mea, am intrat în contact cu natura umană. Aud de multe ori, oamenii sunt răi. Nu este adevărat. Oamenii, toți, în esența lor, în sinele lor autentic, oamenii sunt buni. Trebuie doar să-i ajuți să-și deschidă această bunătate. Pentru că nu cred că există vreun om care de la bun început vrea un rău să se facă un rău. Eu cred că trebuie să-l ajuți pe omul ăla să se deschidă, să fie om în pozitivismul lui. Pentru că noi, sinele nostru autentic, suntem buni, suntem pozitivi. Energia noastră este pozitivă. Au fost ani în care m-am maturizat și în care am înțeles că lumea, așa cum mi s-a spus mie pe acel colț de bar, nu este chiar atât de mare. Este mult mai mică decât pare. Și în anul 2004 a trebuit să iau o decizie de ordin emoțional. Am renunțat la acea călătorie, văzusem foarte mult și m-am întors în țară. O decizie... Ce ai fost acei 4 ani? Poftim? Acei 4 ani cât te-ai plimbat, ce ai fost? Ce ai făcut? În toți acești 4 ani, ca să pot să intru, a trebuit să intru în prima oară în zona de expertiză pe care o aveam, cel mai bine în zona cazinourilor. Și după aceea m-am întors în acei 4 ani în zona hotelului, care îmi plăcea foarte mult, în operațiunile hotelului, hoteliere. Am condus operațiuni, se numeau short operation. Eram responsabil de operațiune de check-in, check-out ale companiei în fiecare port în care nava ancora. O activitate cu foarte multă responsabilitate. Aveam în subordine 30 de fete din țări diferite, pentru că personalul nu aparținea corporației, companiei, diviziei
lucram în cea mai luxoasă linie de croazieră, una dintre cele mai luxoase linii de croazieră din lume, dar angajații aparțineau companiilor de turism sau companiilor de show operation din țările respective și atunci era obligat, astăzi lucram cu, să zicem, staff din Italia, fiind, să zicem, Civita Vechea, a doua zi lucrai cu staff din Monte Carlo, a treia zi lucrai cu staff sau autorități din Lisabona, presupunea o flexibilitate, versatilitate și o adaptabilitate fantastică la cultura acelor oameni, la educația acelor oameni, de a-i înțelege. Nu mai spunem, poate că am dat, am menționat niște cetățeni din Europa, dar ne mutăm în Africa. Altă abordare, altă mentalitate, altfel de oameni. A fost un challenge permanent. În 2004 am decis să mă întorc în România, din considerente emoționale sufletești. Nu regret această decizie absolut deloc și cred că este una din deciziile emoționale pe care am luat în viață, una dintre cele mai bune. Aveam să descoper ce înseamnă familie, responsabilități, ce înseamnă să construiești o casă, tot ceea ce înseamnă așa partea aceasta pământeană a lucrurilor, pentru că industria de croazieră, spuneam noi, noi între noi spuneam, noi suntem vânzătorii de iluzii. Vindeam 7 zile, 14, 21 de zile oamenilor, vindeam oamenilor paradisul, pentru că este o lume cu totul și cu totul aparte. Dar întorcându-mă în România, m-am dezvoltat ca om și am putea spune și ca și bărbat lângă persoana în care am fost și am, m-am format și ca, să spunem așa, ca și partener într-o relație cu un om, cu responsabilități, cu tot felul de alte lucruri care decurg din această viață de zi cu zi. Problemele însă au apărut cu angajarea. Eram într-o industrie în care locurile de muncă și nivelul de salarizare erau foarte reduse. Opțiunile erau foarte reduse. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să o iau de la capăt, să încerc să fac cu totul altceva. Și mi s-a oferit oportunitatea de a lucra ca director de proiect într-o companie farmaceutică. Ce să caut eu în comunicare? Mi-am spus. Aveam să primesc răspunsul după un an și jumătate. Nu știam mai nimic despre comunicare corporatistă. După un an și jumătate aveam să iau un Golden PR Award pentru o campanie națională de comunicare pentru donarea de sânge, se numea Dăruiește din inimă. Când m-am sit pe podium să primesc acel premiu, am realizat atunci o altă lecție importantă în viață, că omul are limitele pe care și le setează el însuși. Dacă el își spune nu voi face asta niciodată, nu va face. Lucrurile sunt evidente. Dacă el crede că ar putea într-o zi să facă asta, a făcut deja un pas. Dacă el își spune că eu voi face asta, deja omul respectiv este deja acolo. Asta a fost lecția pe care am învățat-o pe acel podium, aducându-mi aminte că în urmă cu un an și jumătate nu știam nimic despre comunicare. Aventura mea în industria de farmaceutică și în comunicare avea să ia sfârșit în decembrie 2005, în urma unei discuții pe care am avut-o cu directorul de corporate affairs al unei mari multinaționale, care m-a întrebat dacă nu sunt interesat să iau parte la un proiect foarte mare. Dezvoltarea industriei de reciclare a ambalajelor și educarea cetățeanului român în ceea ce privește reciclabilitatea ambalajelor în scopul transformării României într-o țară mai curată. Mi s-a părut fabulos. Din două considerente. Unu, aveam șansa să lucrez macroeconomic pentru prima oară. Lucrez la ora actuală cu 2300 de companii din România. Deci aveam posibilitatea să-mi dau seama ce înseamnă o economie, o industrie din toate cimenții, gări, sucuri, apă. Înțelegeam ce înseamnă economia unei țări.
Și al doilea, considerând acesta era cel de ordin rațional, cel de ordin emoțional, aveam pentru prima oară șansa, prin munca pe care o fac, să dăruiesc ceva înapoi societății din care am venit. După 6 ani de zile sunt în această companie, pot spune că sunt mândru și fericit prin tot ceea ce am realizat. Și pentru că tot ceea ce am realizat și am făcut cu pasiune, iar rezultatele întotdeauna apar când există pasiune. La 41 de ani am reușit să descoper și răspunsurile la acea poartă secretă pe care o deschisese tatăl meu cu foarte mulți ani în urmă, 30 ceva de ani în urmă. Și am descoperit că libertatea de care spunea el, primul punct cardinal, este un atribut al minții. Dreptul tău de a fi tu însuți, de a nu juca roluri, de a nu te minți. Toată viața să încerci să fii tu însuți. Înțelepciunea. Înțelepciunea, din punctul meu de vedere, este un cumul de atribute construite pe experiențele acumulate în viață și pe recunoștință. Muzica este cea mai importantă hrană a spiritului uman. Cred că cei care nu iubesc muzica au o problemă cu propriul lor spirit. Iar simțul umorului e acea componentă, acea parte care îmi face fiecare dimineață zi frumoasă și fiecare dimineață frumoasă. Este o expresie fizică a bucuriei de a trăi, de a te bucura de viață. Ca și sfat, ca și încheiere, eu din experiența mea cred că toată viața omul trebuie să neîncetat să continue să se cunoască pe sine însuși. Cunoaște-te pe tine însuți, spune Socrate. Eu cred că un om, în momentul în care încetează această introspecție, cred că în acel moment el moare pentru prima oară. Pentru că fără această introspecție, viața nu are niciun farmec. Marius, mulțumim mult de tot. Cu mare plăcere.